doza de motivație prezintă Elon Musk, omul de fier în viața reală. Știați că există eroi ai Americii cărora nu le place ideea dumneavoastră. Neil Armstrong, Eugene Cernan, ambii au făcut declarații împotriva dorinței dumneavoastră de a dezvolta zborurile spațiale comerciale și mă întrebam ce părere aveți despre asta. Am fost foarte trist să aud aceste lucruri de la ei, pentru că, știți, acești tipi sunt eroii mei, așa că mi-este foarte greu. Mi-aș dori să vină și să vadă toată munca grea pe care noi o depunem aici. Cred că și-ar fi schimbat părerea. Anume, ei v-au inspirat să porniți pe acest drum, nu-i așa? Da. Ce simțiți când îi vedeți aruncând cu pietre în direcția dumneavoastră? E foarte greu. V-ați fi așteptat la încurajare din partea lor? Eu sper că va veni și momentul acesta. Ce doriți să le demonstrați? Tot ce încerc să fac este să schimb fundamental călătoriile spațiale și să le fac accesibile aproape tuturor. Una dintre cele mai dificile alegeri cu care m-am confruntat vreodată în viață a fost în 2008. Cred că mai aveam aproximativ 30 sau 40 de milioane de dolari și aveam doar două opțiuni. Fie să investesc toți banii într-o singură companie și atunci cea de-a doua companie ar fi fost ruinată, sau să împart banii între cele două companii, numai că dacă îi împărțeam între cele două companii, exista riscul ca ambele să moară. Știți, atunci când îți dai tot sângele, sudoarea și lacrimile pentru a crea ceva, e ca un copil. Nu-ți vei permite să-l lași să moară de foame, nu-i așa? Prin urmare, nici eu nu mi-am putut permite. M-aș fi ruinat dacă aș fi făcut asta. În cele din urmă am împărțit banii între cele două companii. Iar din fericire, ambele au avut succes. Care a fost cel mai mare eșec și cum v-a schimbat acesta? Știți, au fost atât de multe eșecuri în calea noastră. După cum am mai spus, pentru SpaceX, primele trei lansări au fost un eșec. Și abia am reușit să strângem suficiente echipamente și bani pentru cea de-a patra lansare. Dacă și cea de-a patra lansare ar fi eșuat, am fi fost ruinați. Așadar, ne-am confruntat cu suficiente probleme. Am încercat foarte mult să găsesc cei mai buni specialiști pentru SpaceX. Am încercat din răsputeri să găsesc un inginer șef bun, doar că inginerii buni nu-și doreau să colaboreze cu noi. Așa că eu a trebuit să devin inginer șef în construirea de rachete. Dacă aș fi putut găsi pe cineva mai bun, poate că am fi avut mai puține eșecuri. După cele trei lansări eșuate, nu v-ați gândit să renunțați la tot? Niciodată. De ce nu? Nu renunț niciodată. Foarte multe persoane au încercat să mă convingă să renunț la crearea SpaceX. A fost o nebunie întreagă. Un bun prieten de-al meu a strâns o serie întreagă de videoclipuri despre explozii de rachete și m-a făcut să le privesc. Pur și simplu nu-și dorea să mă ruinez. S-ar părea că ceea ce facem este pur și simplu sortit eșecului. Dar am fost norocos și, cel puțin până acum, am reușit. Atâta timp cât sunteți singuri și încă nu aveți copii, trebuie să riscați. Pe măsură ce anii trec și angajamentele voastre vor crește și imediat ce îți întemezi o familie, apar copiii, începi să-ți asumi riscuri nu doar pentru tine, ci și pentru familia ta. Devine mult mai greu să faci lucruri care s-ar putea să nu funcționeze. Acum este momentul să riscați, înainte de a avea acele obligații. Așadar, v-aș încuraja să faceți lucruri îndrăznețe acum și vă garantez că mai târziu nu veți regreta. Cum v-ați decis să înființați o companie auto și să reușiți să obțineți succesul în această nișă? Ei bine, pentru a fi sincer, nu am crezut niciodată că Tesla va avea succes. Mă resemnasem cu gândul că vom eșua. Scopul a fost de a schimba concepția greșită că o mașină electrică este urâtă, lentă și plictisitoare. Dacă spuneți că nu ați sperat la succesul companiei, atunci de ce ați mai încercat? Dacă acest lucru este important pentru tine, ar trebui să-l faci chiar dacă șansele de succes sunt minime. Cum v-ați simțit în acel moment când toată lumea din jur vă spunea că este o idee nebunească? De unde v-ați luat puterea să mergeți mai departe? Să fiu sincer, atunci mi-a fost destul de frică. Sunt o persoană obișnuită și este firesc acest lucru. Doar că atunci când crezi cu tărie în ceva, ești gata pentru orice pentru a-ți atinge obiectivul. Credința mea de neclintit în viitor a fost mult mai puternică decât temerile și opiniile altora. Numai așa în această lume poți deveni un om cu adevărat de fier. Eu cred că pentru supraviețuirea pe termen lung a umanității, trebuie să explorăm spațiul.
mă gândesc la ce soluții tehnologice sunt necesare pentru a realiza acest lucru și apoi să încerc să progresez cât mai mult în această direcție. Sunt de asemenea foarte motivat de faptul că acest lucru îmi creează un sentiment de aventură și inspiră pe oameni să-și dezvolte viitorul. Dacă e să luăm în considerare două scenarii de viitor, atunci într-unul din ele suntem limitați pentru totdeauna planetei Pământ, până când în cele din urmă se va întâmpla ceva teribil și omenirea va muri. Și un alt scenariu în care trăim pe alte planete, poate chiar și pe cele din afara sistemului nostru solar. Și acum să-mi spuneți care dintre cele două scenarii vă inspiră mai mult. Anume, acest lucru mă face să mă trezesc dimineața. Viața nu se poate reduce doar la o continuă rezolvare a anumitor probleme. Altfel, ce rost are? Trebuie să găsim lucruri care să ne inspire, lucruri în care vom găsi sensul vieții. Trebuie să existe lucruri care să te motiveze să te ridici dimineața din pat și să vrei să trăiești. De ce vrei să trăiești? Care este rostul vieții? Ce te inspiră? Ce ai vrea să vezi în viitor? Dacă viitorul nostru nu implică prezența noastră printre stele și viața interplanetară, atunci suntem condamnați. Anume, viitorul în afara Pământului mă inspiră. Aceasta este motivația mea. Aș fi putut fi doar un simplu urmăritor, dar eu am ales să fac parte din tot acest proces. Elon Musk.